Sunt emoționată, în afară de faptul că avem din nou obișnuita noastră lumânărică, întrucât a fost noaptea aceea specială din an în care vălul care separă lumea cu formă de lumea fără de formă se zice că e cel mai subțire și că s-a putut comunica. Al doilea și mai important și cel mai important motiv de emoție pentru mine este bucuria, onoarea de a o avea alături de noi pe doamna doctor, lector universitar la Carol Davila, la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, doamna doctor Mihaela Gheorghiu, pe care mi-o doresc de foarte mult timp. Bună seara, stimată doamnă doctor Gheorghiu! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru că ați rupt. Eu vă mulțumesc pentru introducerea asta așa de glorioasă. Sunteți pentru mine un model și vă admir foarte mult. Vă mărturisesc că mult timp, urmărindu-vă, nu am fost sigură dacă sunteți medic sau fizician. Și admirația mea vine și din acest unghi. Sunt cât se poate de medic. Acoperiți însă foarte mult. Predau fiziopatologie și imunologie, deci predau mecanismele bolilor. Și vreau să vă spun că pasiunea mea pentru studiul fizicii și a fenomenelor care sunt profunde și în spatele materiei, în paralel cu ea, dar nevăzute, au plecat de mult, au pornit de prin anii 2003-2004, când îmi finalizam teza de doctorat, care era la momentul ăla ceva mai special în domeniul de biologie moleculară și tot căutând și căutând lucruri noi, am citit un rezumat de câteva rânduri dintr-un nu știu de pe ce site, în care o afirmație m-a bulversat. Faptul că sinteza oricărei molecule din celulele noastre are un minim și un maxim și urcă și coboară, indiferent care ar fi molecula respectivă. Că procesele intracelulare urcă și coboară, ating maxim, apoi încep să scadă în intensitate. Și atunci m-a impactat o idee teribilă, faptul că, de fapt, suntem niște structuri ondulatorii, că până și manifestarea materiei suportă o sinusoidă, se înscrie într-o sinusoidă. Suntem niște structuri care oscilează, chiar dacă oscilația asta este greoaie și nu se vede. Și atunci am început să citesc, să citesc, să citesc și am ajuns să înțeleg ușor, un puțin mai ușor niște lucruri și să le împărtășesc studenților. În orice caz, trăim în anii aceștia, și am spus-o de multe ori, o situație puțin paradoxală. Mă refer la învățământul medical și îmi permit să mă refer doar la materiile pe care le predau eu. Predăm fiziopatologie și imunologie și ne oprim la nivel molecular, la nivel de genă. Dar de 30, de 40 de ani, toată cercetarea experimentală vine și descrie niște fenomene teribile care unește moleculele, care unesc moleculele, care unesc materia. E altceva. Și atunci n-am avut încotro și am început să le deslușesc câte puțin și mă gândesc că în aceste momente grele, poate că sufletul fiecăruia dintre cei care ne ascultă acum s-ar putea simți ușurat sau luminat dacă află că undeva în spatele a ceea ce se vede apare tot timpul o altă semnătură, dar aceeași semnătură. Deci, să o luăm ușor și să începem povestea. Da. Sigur, mă opriți dumneavoastră când considerați că povestea mea devine mai greu de înțeles, pentru că din start îmi cer scuze telespectatorilor, trebuie să explic
niște fenomene destul de grele, de greu de înțeles, în niște cuvinte foarte simple, să anecdotizez lucrurile. Dumneavoastră fiind chiar un om de știință, din cercetare, chiar, dacă îmi permiteți termenul, un om pur sânge de cercetare. Cercetător nu neapărat în laborator, deși și asta a fost o zonă din existența mea medicală, ci un cercetător al fenomenelor. Da, al lucrurilor, al mecanismelor. Știți, materia este foarte ușor de vizualizat, toți ne putem da cu părerea, toți știm ce este, cum este, ce culoare are, cât e de dur, cât e de moale, dacă e lichid, dacă e fluid, dacă e solid. Numai că ce se întâmplă în spatele materiei, dar paralel cu ea? Am învățat la școală, în clasa a 6-a, a 7-a, că ultima zonă materială dintr-o structură este atomul. Numai că, iată că atomul ăsta nu este chiar atât de material, pentru că el este constituit din niște particule subatomice, are un nucleu unde se concentrează sarcina pozitivă și are niște electroni care nu știm cum zboară. Zboară undeva pe niște straturi energetice, pe niște orbitali. Nu știm niciodată unde sunt cu exactitate, așa spune fizica modernă, dar ei sunt acolo. Deci, dintr-o dată, și un atom este o zonă neuniformă din punct de vedere electric. Sarcinile pozitive în nucleu, cele negative la exterior. Această neuniformitate de dispunere a sarcinilor electrice, din start, în principiu, generează o emisie de câmp electric. Da. Hai să luăm acum, nu ne ducem mai jos deocamdată, nu coborâm la electron. Să ne ducem la moleculă, urcăm deasupra atomului. Da, molecula este formată din atom, din grupări și acestea sunt polarizate. Unele sunt pozitive, unele sunt negative. Dintr-o dată apare, se menține aceeași neuniformitate de câmp electric, este menținută și în structurile moleculare. Mai mult decât atât, trebuie să știm că dualitatea este prezentă în fiecare, dualitatea este o pecete a acestei lumi în care trăim și ea este prezentă în toată manifestarea viului în biologic. Iertați-mă, când spuneți dualitate, vă referiți la fenomenul acesta de prezentare a realității ca și corpuscul și undă? Nu încă, da, și asta este. Mă refer la faptul că există polarizări. Există zone încărcate. Deocamdată vorbim de sarcini electrice, pentru că suntem încă într-o zonă mai ușor digerabilă de către cei care ne ascultă, că au mai învățat despre electricitate. Deci avem zone încărcate electric pozitiv și zone negative. Iată dualitatea. Numai că această dualitate universală în structurile, în biomolecule, generează un dipol molecular. Aproape tot ce există în noi este un dipol. Structuri dipol. Iată dualitatea. Pozitiv-negativ. Numai că dipolii aceștia generează alte manifestări la care nu ne-am fi gândit acum mulți ani. Un dipol poate să reacționeze prin polul lui pozitiv cu polul negativ al altui dipol. Și dintr-o dată apar niște influențe, apar niște dispuneri ale materiei. Ele nu mai sunt dictate de niște lucruri materiale, sunt niște forțe care organizează materia. Deci materie, forțe. Am trecut deja în zona de forțe, forțe electrostatice până una alta. Dar în viu se manifestă și alte forțe, și mai spectaculoase.
Toate celulele noastre sunt încărcate cu particule polarizate, cu ioni. Ionii aceștia nu stau pe loc, ei se deplasează. O celulă este vie și atunci când prin membrana ei, prin anumite zone de trecere, anumite canale ionice, se deplasează astfel de sarcini, astfel de ioni. Ori, dintr-o dată am trecut la particule încărcate electric aflate în mișcare. Păi, în fizica de clasa a șaptea, asta înseamnă câmp electric și câmp magnetic, atunci când câmpul electric suferă și el niște variații. Și sunt câmpuri electrice dinamice, nu mai sunt statice, doar între sarcinile dipolului. Oh, deci se mișcă acum, sunt câmpuri care se deplasează cu viteze care pot să fie calculabile. Dar un câmp electric, spuneam mai devreme, vreau să reiau, un câmp electric care este variabil generează un câmp magnetic. Da. Deci suntem structuri electromagnetice. Corect. Prin toți atomii, prin toate moleculele care ne compun, emitem câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice. Mai mult decât atât, de cel puțin 30 de ani, se știe care este frecvența pe care emite fiecare tip special de celulă din anume țesuturi, fiecare tip de celulă specializată, hai să spunem mai concret. Adică, celula din rinichi emite pe o anumită frecvență față de cea din plămân, celula alveolară față de hepatocit și tot așa. Deci suntem structuri care emitem în permanență astfel de câmpuri. Încă n-am ajuns în profunzime, dar să ne aducem aminte ce știm noi despre schimbul de informație. Faptul că eu pot să vorbesc cu dumneavoastră acum, putem să ne înțelegem pentru că vorbim aceeași limbă. Da. Dacă dumneavoastră vorbiți chineză, eu nu am nicio șansă să mă fac înțeleasă. Ia să ne gândim că unul dintre noi merge și face o radiografie pulmonară, că este la modă. Foarte frecvent, da. Acum, e foarte la modă. Da. Asupra toracelui meu este transmis un fascicul de raze X care înseamnă fascicul electromagnetic. Și undeva pe un film apare o informație, care este o radiografie, este o imagine a structurilor mele. Cum ar fi putut câmpul emis de aparatul de raze X să genereze fotografia mea dacă el nu vorbea aceeași limbă cu mine? Dacă structurile mele nu ar fi emis și ele în același timp un câmp electromagnetic cu care razele X să interfere și să genereze o figură de interferență. Aceea era radiografia. Cum pot să fac să merg la rezonanță magnetică nucleară, să fiu impactată de un câmp magnetic de o anumită intensitate și undeva să apară niște imagini? Să se capteze niște imagini dacă eu, la rândul meu, nu emiteam acel câmp magnetic și nu schimbam informație pe aceeași limbă cu câmpul care venea de la aparat. Sunt niște argumente foarte simple pentru a înțelege că suntem în același timp și materie și undă și oscilație. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru care să ne facă pe toți să ne gândim. Faptul că moleculele noastre emit câmp electric, magnetic și electromagnetic nu numai prin deplasarea ionilor, ci și prin deplasarea electronilor. Particule din profunzime, din atom. Cum se deplasează electronii? Ce structuri fac posibil această deplasare?
Am să vă spun o poveste, nu trebuie să mă urmăriți încercând să memorați fiecare noțiune, ci să încercați să vedeți unde se repetă lucrurile, unde apare o prezentare fractalică. În profunzimea nucleului celular, în adâncul celulei, în inima ei, dacă vreți, există ADN-ul. O structură care este o dublă spirală. Nu uitați această formă. ADN-ul nostru este înconjurat de proteine și alte componente acolo în nucleu și o membrană care separă nucleul de restul celulei. Dar pe membrana nucleului, pe zidul cetății nucleu, se leagă niște structuri care brăzdează toată celula. Structurile astea nu o să le numesc ca să nu fie greu să mă urmăriți, o să vă spun doar că aparțin scheletului celular. Tot ce este deasupra este la fel cu ceea ce este dedesubt pentru a împlini miracolul aceluiași lucru. Da. Așa cum organismul în ansamblu are schelet, așa are și celula un schelet. Se cheamă citoschelet. Da. Deci pe membrana nucleului se leagă citoscheletul. Citoscheletul brăzdează toată celula în toate direcțiile, unește toate compartimentele celulei și se termină la cetatea externă, care este membrana celulară. Acest citoschelet conține proteine. Și proteinele nu sunt simple, ci sunt proteine organizate în spirală. Așa cum ADN-ul era în spirală în nucleu, așa și proteinele citoscheletale și toate proteinele, odată ce sunt sintetizate, sunt supuse unor forțe din interiorul lor care dictează de fiecare dată a câta miliarda oare se va naște aceeași proteină, ca proteina să se spiralizeze. Deci citoscheletul este un ansamblu de autostrăzi care leagă tot ce există în celulă, din profunzime la exterior, dar autostrăzi spiralate. Frumoasă imagine. Autostrăzi în spirală, niște vortexuri. Prin aceste structuri citoscheletale, prin acești microtubuli, întotdeauna există electroni. Electroni care sunt oferiți de diverse zone din celul, mai ales de mitocondrii. Mitocondriile sunt acele compartimente ale celulei care ne permit nouă să trăim, ne dau, ne ajută să ne formăm energia. Citoscheletul legat pe membrană se continuă în afara membranei cu alte structuri. Se înlănțuie. În afara celulei, la o dimensiune mai mare, imaginați-vă că acum am fost într-un zoom extrem de puternic până la ADN și ne ridicăm ușor și ieșim în afara celulei. În afara celulei nu e niciodată gol. E o structură care se cheamă matrice extracelulară. E o structură care umple spațiile dintre celule, care le solidarizează și care este formată din nou din proteine și un gel. Un gel care seamănă foarte mult cu apa din interiorul celulei. O să discutăm puțin mai târziu. Aceste proteine, dintre care colagenul este vedeta, sunt iarăși niște spirale. Deci proteinele din afara celulei, din matricea extracelulară, sunt din nou analizate în cristalografie, deci
fără dubiu, sunt din nou niște spirale. Și spiralele astea leagă celulele, dar se continuă, nu rămân doar la între celule. Celulele constituie un țesut, țesutul formează un organ, organul este îmbrăcat într-o fascie ca să fie apărat. Aceste structuri conjunctive sunt continuate în fascii. Fascia îmbracă organul, fascia îmbracă peretele vascular, fascia îmbracă nervul și fascia îmbracă mușchiul. Fascia este cea care este inserată până la nivelul scheletului osos. Deci din profunzimea celulei din ADN există un continuum structural de proteine și apă, din structuri din ce în ce mai voluminoase și geluri, dacă nu e apă simplă, dar e și apă, anumite geluri formate din proteoglicani, glicozaminoglicani, mă rog. Și toate aceste structuri care formează țesutul nostru conjunctiv funcționează ca niște semiconductori. Toate aceste structuri conjunctive au proprietatea de a fi piezoelectrice. Orice întindere și orice compresiune, la nivel macro, orice modificare, la nivel micro, orice fel de modificare, dintr-o dată este transformată în semnal electric. Păi, ce înseamnă semnal electric? Înseamnă electronii care pleacă circulă de acolo, de la, din ADN și se duc până la nivel macro. Am să fac o paralelă ca să înțelegeți ce am vrut să spun și ca să ne gândim dacă nu cumva aceste informații care nouă ni se etalează acum în acești ani n-au fost cumva transmise într-un mod codificat, cifrat, da. Într-un mod încifrat, dar ușor memorabil, din generație în generație și transmisibil, sub forma basmelor. Sub forma basmelor. Aproape că mă întreb dacă n-ar trebui să ne oprim aici pentru o scurtă pauză publicitară ca să nu vă întrerupem într-un subiect așa de captivant cum ar fi basmele ca instrument didactic pentru explicarea științei. Mulțumesc din suflet! O scurtă pauză publicitară. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o! Uite la ea! Grația o are de la tata! Unde s-a dus? A, uite-o! Spontană ca mama! Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata! Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor.
ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Nu fii simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. La fotoliile cu ghimpi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresele? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Ne-am întors. După cum ați observat și în seara aceasta, ca aproape de fiecare dată, este vorba despre acea trinitate, gând sau conștiință din care decurge energia, care este un pattern, o matrice din care decurge materia sau se constituie. Așadar, suntem pe un teren familiar. Vă invit, doamna doctor, să reluați de unde ați lăsat firul poveștii. Spuneam că există un continuum material care unește din aproape în aproape profunzimea oricărei celule de exteriorul organismului uman. Este o structură
constituită predominant din proteine îmbrăcate în apă și geluri, prin care se transmit informațiile sub formă de câmpuri electrice, informațiile de orice tip, din profunzimea celulei până în exterior, la mișcare, la stresul mecanic, orice formă de modificare este transmisă prin aceste structuri. Și în așa fel încât orice mică modificare apărută undeva, într-o celulă, într-o citoplasmă, într-un nucleu, este rapid difuzată oriunde în restul organismului, mult mai repede decât ne-am fi imaginat. Numai că ce ne oferă nouă acum ultimele descoperiri științifice nu sunt deloc lucruri nou cunoscute. Le-am primit cumva codificate, eu zic, prin basme, putem spune și prin mituri, dar arhetipuri. Prin arhetipuri, le-am primit cumva transcendent, într-un mod în care auditorul, oricare ar fi fost el din orice vreme, să fie impresionat, să-l memoreze bine și să-l transmită generației următoare. Am să vă redau un fragment dintr-o poveste. Fă-t frumos, într-o încercare inițiatică, este, și el trebuie să treacă prin multe astfel de încercări pentru a fi pe placul Ilenei Cosânzene, pentru a fi pe placul împăratului celui rău care îl pune la încercare, mă rog, asta are mai puțină importanță. Făt frumos este obligat să ducă la îndeplinire niște acțiuni imposibile. Și iată că la un moment dat Făt frumos ajunge la marginea unei păduri de aramă, o pădure deasă în care nu mișca nicio frunză, nu era nicio țipenie de om, și Făt frumos a rupt la marginea pădurii o frunză dintr-o ramură a unui pom de la marginea pădurii. Și dintr-o dată se porni un vuiet, și un vuiet care era din ce în ce mai mare, și toată pădurea a început să vuiască, și tot locul a început să vuiască, și Făt frumos s-a trezit speriat cu tot felul de entități, de personaje care au fost cumva activate prin zgomotul creat de pădure. Trebuia să intre în luptă. Ce se întâmplă acolo? A tulburat liniștea, pacea? Să ne gândim că pădurea aceea nu este o simplă pădure, pentru că acolo unde sunt copaci mulți, sunt și rădăcini multe. Și rădăcinile nu pot să stea fără să se unească. Acei copaci care poate nu comunicau prin ramuri și prin frunze, comunicau prin rădăcini. Așa este. Și a fost nevoie să rupă o frunzuliță, a fost suficient. Și toată pădurea a acționat ca un întreg. Să ne gândim că în locul lui Făt frumos e un eveniment care perturbă echilibrul într-o celulă. Prin tot acest continuum realizat de proteine spiralate, de structuri în spirală, la scară din ce în ce mai macro, ajutate de gelurile acelea, de apă, se transmite informația prin toată pădurea, prin tot organismul, înlănțuit într-un astfel de continuu. După care Făt frumos mai ajunge la o altă pădure și mai rupe, pădurea e de argint, de data aceasta mai rupe o altă crenguță, la un moment dat pădurea e de aur și tot așa. Întâlnim aici, într-un astfel de bazm, într-un mod codificat, dacă vreți, o mulțime de principii de funcționare biologică, funcționarea coerentă, transmiterea informației rapid prin câmpuri,
Fără să fie evident modul material în care se transmite, pădurea începe să, să vuiască. Nu se mișcă, dar vuiește. E altceva. Iată că nu mai trăim vremea în care fizica era fizică, chimia era chimie, medicina doar medicină. Da. Este vremea științelor complexității în care trebuie să aplicăm lucruri și ne trezim că miturile vin și ne confirmă într-o formă metaforizată ceea ce nouă ni se pare că am găsit acum în ultimii ani. Un alt lucru despre care aș vrea să vorbesc este rolul apei, pentru că tot am pomenit-o. Nu înainte însă de a mai vă permit, a vă ruga să-mi permiteți încă puțin să discut despre spirală. Structurile noastre proteice, care sunt cele mai elaborate structuri pentru care celula consumă cea mai multă energie în a le sintetiza, sunt pe zone extinse din moleculă spirale. ADN-ul este o spirală, v-am tot spus spirale, spirale, spirale. Spirala este un principiu, e o formă universală. O întâlnim în acceleratoarele de particule. Ciclotronul accelerează particule în spirală. Astfel de acceleratoare avem și noi în celulele noastre. Spirala este simbolic abordată ca zona care unește două lumi și ea unește două lumi și în celulele noastre. Spirala este întâlnită în sculpturile populare românești, este simbolul funiei. Este funia pe care o regăsim pe porți, da, acolo unde se trece între două spații. Da. Spirala este un simbol care conectează două realități și este o realitate care conectează evenimente în biologie. Să mă întorc acum la ceea ce începusem, să vă vorbesc despre apă. Apa este o structură absolut uimitoare, căreia îi acordăm foarte puțină atenție atunci când o prezentăm studenților ca și rol în organism. Stăm doar puțin și amintim că este undeva în jur de 60-70% din greutatea unui adult normal, că este un mediu de reacție foarte bun, că ajută la eliminarea căldurii, fără ea nu poți să aibă loc reacțiile biochimice. Dar nu putem justifica doar prin aceste explicații de ce e atâta apă în structurile noastre. Dacă măsurăm apa raportând-o la greutate, înseamnă undeva în jur de 60%. Dacă măsurăm apa într-o celulă și raportăm numărul de molecule de apă la celelalte molecule, apa este 99%. Doar 1% rămân proteine, lipide, glucide, aminoacizi, ioni, oligoelemente de toate, ADN. Diferența este dată de masa, de volumul acelor structuri, care înseamnă 1%. Ca număr de molecule, apa înseamnă 99%. Apa, așa mititică, este un dipol de excepție. Ca și toate celelalte biomolecule, apa este un dipol. Are zonă pozitivă reprezentată de hidrogen și zona negativă a oxigenului. Prin această structură dipol, moleculele de apă se pot lega între ele, dar se pot fixa pe toate celelalte molecule.
Și iată ce s-a descoperit în ultimii 20, 25 de ani, poate chiar 30 de ani, și noi încă nu predăm studenților la Facultatea de Medicină. A patra fază a apei? A patra fază a Polac. Apei. Polac. Da. Dar este destul de mult, o să spun așa, ca într-o poveste. Apa există permanent în interiorul nostru în două faze. O apă structurată, o apă care se constituie ca un strat în jurul fiecărei alte structuri, fiecărei alte molecule care este dipol, și în același timp există și apă în mișcare browniană. Da, haotică. Întotdeauna între cele două forme de apă este un schimb de informație permanent și o trecere permanentă de molecule. Să ne referim la apa structurată, la apa din jurul celorlalte molecule, hidrofile, molecule polare. Apa aceasta este legată și constituie o structură care nu mai este lichidă. Constituie o structură asemănătoare unui gel. Este o apă cu o viscozitate mult mai mare decât apa cealaltă browniană. O să ziceți, da, și... Da, dar această apă poate să sechestreze câmpuri electromagnetice. În interiorul acestor zone de gel, de apă în formă de gel, se pot sechestra câmpuri electromagnetice. Cum? Se constituie din loc în loc niște zone asemănătoare unor sfere. Nu există pereți, sunt fără înveliș, niște sfere însă în care moleculele de apă încep să oscileze la unison, intră în rezonanță. Nu mai vorbim acum despre emisie de câmp electric, magnetic sau electromagnetic. Vorbim despre comportament rezonant. Moleculele de apă încep să oscileze în același timp în fază. Sunt în simfază. Și foarte interesant, diametrul acestor sfere imaginare, constituite de moleculele oscilante în simfază de apă, diametrul acestor sfere este în principiu egal cu lungimea de undă a câmpului electromagnetic sechestrat. De unde vine acest câmp electromagnetic? Ce fură apa, între ghilimele? Ce sechestrează apa? Informația. Câmpul electromagnetic poate să vină chiar de la molecula în jurul căreia a format înveliș apa. Dar câmpul electromagnetic poate să vină și din exterior, din afara moleculei, și apa îl sechestrează acolo și va organiza structura pe care o înconjoară în funcție de informația din acel câmp electromagnetic. Cei care sunt specialiști și care mă ascultă știu că am ajuns într-o zonă care este puțin alunecoasă, pentru că noi știm că un câmp electromagnetic are energie, are potențial, dar nu are informație. Cercetările din ultimii și teoriile din fizică din ultimii 30 de ani spun că niciodată un câmp electromagnetic nu este singur. El întotdeauna asociază o altă formă de câmp, care de data asta nu mai are energie, cum are câmpul electromagnetic. Este un câmp pur informațional. Primii care au denumit acest câmp au fost rușii prin anii 80 și au denumit
drept câmp de torsiune, acest câmp informațional. Ca să nu dăm lockdown celor care ne aud acum. Rețineți, nu există câmp electromagnetic fără o informație atașată. Câmpul acesta de torsiune a fost la început aruncat la coșul de gunoi al științei și a fost considerat de ceilalți cercetători din anii 80 o manifestare a pseudoștiinței. Da. El a fost însă confirmat. Vorbim despre câmpuri de torsiune, despre vortexuri, tot ce înseamnă această mișcare în spirală de la particulele subatomice, mult în profunzimea atomului, până la structurile mari, sunt câmpuri de torsiune, câmpuri informaționale. Iarăși trebuie să avertizez telespectatorul că nu e vorba de informație în sens semantic. Nici măcar nu este vorba de informație în sens IT, informația aceasta. Este vorba de informație biologică. În biologie, informația înseamnă modalitatea prin care o structură biologică vie, prin care viul își menține integritatea, se luptă împotriva entropiei. Aceasta înseamnă informația în biologie. Iar eu când spun despre transmitere de informație, mă refer la această informație, la menținerea integrității structurale și funcționale. Deci apa este capabilă să înmagazineze și să cedeze în anumite condiții aceste informații pe care le stochează. Numai că aș vrea să fiți cu toții atenți. Acolo unde informația este stocată, apa este coerentă. Moleculele oscilează la unison, în aceeași direcție, în același timp. Coerența este o proprietate obligatorie a viului. Cât timp suntem sănătoși, suntem coerenți funcțional. Această coerență se manifestă în zona din spatele materiei. Este o coerență, există coerență de câmpuri, că sunt câmpuri electrice, că sunt câmpuri magnetice, electromagnetice, câmpuri sonore. Există coerență. Există coerență în sinteza biochimică. Fac o paranteză. Aș vrea să realizați că într-o singură secundă, într-o celulă, se produc 100.000 de reacții biochimice. Aceste reacții trebuie să fie cumva solidarizate. Trebuie să fie un element care reușește să le lege, să se deruleze disciplinat, să se deruleze cu finalitatea care duce la funcționarea în continuare a celulei. Această coerentizare a reacțiilor biochimice la ora actuală este dovedită că se întâmplă tot prin unde electromagnetice. Deja e mult. Deja lumea poate că nu mai reușește să mă urmărească. Rețineți, am plecat de la materie. Am văzut cum materia emite câmp. Am văzut că aceste câmpuri sunt de mai multe tipuri. Am văzut că aceste câmpuri sunt coerente atunci când o structură este sănătoasă.
Am văzut că aceste câmpuri coerente permit transmiterea de informație biologică și am exemplificat această transmitere de informație biologică prin comportamentul apei. Da. Aș vrea așa pentru, mă rog, o pauză, o odihnă a atenției, să vă spun că inima emite un câmp de torsiune în permanență. Da. Dacă ne uităm la modul în care sunt dispuse fibrele musculare, aceste fibre la vârful inimii creează vortex tot timpul. Este o pecete cât se poate de materială a spiralei, a vortexului. În așa fel încât atunci când se contractă, când ventricul intră în sistolă, inima reușește să facă și datorită contracției acestor fibre în spirală, face o rotație, împinge sângele, inima se și rotește ușor spre posterior, se răsucește puțin în spatele toracelui nostru, spre spate. Se creează o amestecare în spirală a sângelui. Dar ce se întâmplă acolo, în inimă? În inimă vine sânge. Sângele înseamnă celule și proteine și glucide și lipide și apă multă și ioni, structuri. Structuri dipol. Structurile acestea dipol intră în cavitățile cardiace, iar cordul, ca să se poată contracta, descarcă automat niște semnale electrice. Când sângele e în cavitățile inimii, automat el primește cu toate componentele lui semnalul electric care trece prin structurile cardiace și depolarizează inima să se contracte. Deci sângele acela primește și semnalul electric al cordului, câmpul electric. Dar un câmp electric care este fluctuant, care este pulsat, generează câmp magnetic și câmp electromagnetic. Dar în sângele nostru sunt structuri dipol. Dacă sunt dipol, ele sunt ordonate de aceste câmpuri pe care le descarcă inima. Da. Cum pleacă sângele din inimă? Polarizat. Polarizat. Și în torsiune, deja răsucit, în așa fel încât poate să învingă cât de departe viscozitatea care se opune înaintării sângelui. Da. Ce frumos, ce frumos. Mai avem un minut până la pauză. Dacă stăm să privim așa aici și colo, observăm că tot ce înseamnă structură materială este supusă unor astfel de fenomene de câmp. Noi nu putem funcționa fără astfel de manifestări subtile. Ele sunt cele care ne coordonează și controlează derularea evenimentelor așa zis materiale. Deci ele sunt cumva supraordonate, ele sunt centrala din care decurge materia. Ele sunt centrala și putem spune că, de fapt, boala, atunci când se instalează, la începuturile ei, se instalează la acest nivel. Așa în declanșarea acelor câmpuri care sunt coordonatoare și structurante. Da. Întâi energetic ne îmbolnăvim, apoi energetic, anatomic, apoi și fiziologic. Da. Mulțumim, mulțumim. Propun să facem acum o altă scurtă pauză publicitară și să începem cu o nouă idee după aceea. Thank you.
Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o! Uite la ea! Grația o are de la tata! Unde s-a dus? A, uite-o! Spontană ca mama! Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata! Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready? Vodafone! Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10A, parter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Nu fii simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresele? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Ne-am întors. Pe măsură ce v-am ascultat, mă gândeam cât de mari au fost transformările care s-au întâmplat doar în cursul vieții mele, vieții noastre. Suntem oarecum contemporane, suntem din aceleași, am trecut prin aceleași faze. Deci nu m-am putut abține să nu arunc o privire într-o carte scrisă în 80, la începutul anilor 80. E vorba despre genul acela de cărți care se numeau megatrenduri. Un megatrend fiind o tendință foarte mare, mai presus de mici scenarii care se recunosc cu ochiul liber. Deci un megatrend este ceva care necesită o intuiție deosebită pentru a-l seziza cu timp înainte și care, ce să vezi, se adeverește. John Naisbitt, dacă îl pronunț eu corect, a fost, dacă mai trăiește, cel mai mare futurolog, cred, deci om care cerceta trendurile viitorului. Și în această carte din comunism, în 82 a fost scrisă și în 89 a apărut la noi, deci pot să-i fac reclamă că nu se mai găsește, din idei contemporane, ce spune el în esență? El spune mereu 10 noi direcții care ne transformă viața. În anii 80 el zice, ne îndreptăm după acea civilizație care se baza pe materie, după cea care s-a bazat pe instrumente, aparate mecanice și de alte genuri, ne îndreptăm, ne spunea el vizionar la începutul anilor 80, către o societate a informației. Și lumea a început să țipe, cum a informației? Eu trebuie să mănânc mâncare, trebuie să produc un produs, să-l... Ce înseamnă informație? Se pot face bani cu informație? Întrebați un puști de 15 ani de astăzi dacă se pot face bani cu informație și va spune cu ce altceva, desigur. După care, cu niște decenii mai târziu, avem Megatrends 2020, dar titlul original a fost Megatrenduri 2010, în fine, cartea a apărut prin 2008. Deci aici se vorbea despre viitorul societății care urma să fie o societate a informației. Despre ce se vorbea în Megatrenduri 2020? Iată că suntem în 2020. Despre o viitoare societate a spiritualității. Wow! Spiritualitatea nu este un cuvânt foarte des menționat în zona științelor exacte și oamenii ăștia sunt oameni de statistică, sunt oameni profund ancorați în real. Spiritualitatea pare cumva așa străină realităților noastre. Și după care, iată, acum un an, au început să apară cărți de genul primei cărți a Academiei Științelor Postmaterialiste, care spune, este conștiința primordială, primară? Păi, este. Deci eu aștept cu emoție, doamna doctor, și cu asta închei ce am eu de spus aici, aștept cu emoție să văd dacă de la materie mergem spre energie, forțe, ați mers deja, și dacă de acolo mai mergem către altceva, mai sus. Dar numai dumneavoastră decideți. Obligatoriu. Obligatoriu mergem. Planck ne-a spus-o. Să vedem cum să mergem. Ia să vedem. Eu o să fac o mărturisire. Probabil genetic, transmis de la înaintașii mei, care au fost generație după generație preoți ortodoxi. M-am trezit pe lumea asta cu această structură din care nu am putut niciodată să-L exclud pe Dumnezeu. De mic copil? Nu știu dacă nu mai țin minte de mic copil, dar oricum destul de devreme. Era în dumneavoastră, nu vi s-a inoculat prin educație sau? Nu. Am primit și o educație în vremea comunistă de la bunicii mei. Dar nu au insistat, știau că nu era momentul. Nu, cred că a fost ceva care a venit într-un alt mod. Da, ce frumos. Apropo, prin anii 40, în 1944, Schrödinger întreba oare ce este viața și așa și-a intitulat o cărticică, gândindu-se dacă nu cumva toate principiile fizicii cuantice nu stau la baza transmiterii informației genetice de la părinți și de la strămoșii noștri, dacă nu acestea ar fi mecanismele prin care noi primim această informație. Am tot adus cărticica asta, cărticelele astea, și este ciudat că un fizician frustrat, pentru că nu-l băgau în seamă băieții de la Copenhaga,
a deschis calea către genetică. Iată că probabil ceea ce spunea Schrödinger se manifesta la mine. Apoi am făcut facultatea de medicină cu dragoste, cu pasiune. Sunt medic alopat. Alopatia e un lucru extraordinar care salvează din morți. Salvează din morți. Este esențială în intervențiile acute. Desigur. Și m-am trezit undeva suspendată între toată informația științifică pe care o primeam și toată structura mea pe care am primit-o, probabil tot științific cuantic de la strămoșii mei. Și la un moment dat, tot învățând și tot citind și aprofundând și poate întâmplarea aceea între ghilimele, m-a făcut să înaintez cu înțelegerea lucrurilor și să văd că, de fapt, această încercare de a înțelege mă duce dincolo, spre zona mea genetică, da, spre manifestarea unor forțe care, spre manifestarea unei forțe unificatoare și creatoare, care a creat toate legitățile, toate formele de manifestare, subtile sau materiale, cărora noi ne supunem și despre care vorbim așa că nici nu știm, sărim de la una la alta ca să spunem mai multe. Acum, întorcându-ne la fenomenele biologice, ca să nu fiu și eu acuzată de pseudoștiință. Ce ușor e să-i acuzi pe oamenii temerari de pseudoștiință. Și cu asta te-ai spălat pe cap. Ca să nu fie acuzat, trebuie să argumentez totul pe baza informațiilor științifice. Care informații științifice, în mare parte din ele, sunt limitate de tehnologia pe care o ai. Ce ai descoperit acum 10 ani nu mai e același lucru pentru că ai avansat tehnologic. Deci nu sunt deloc ultimele cluri aceste descoperiri, dar numai pe acestea avem voie să argumentăm ca să nu emitem pseudoștiință. Și atunci vreau să dau câteva exemple din fenomenele care stau la baza viului și să hotărâți dumneavoastră și cei care ne ascultă acum dacă se regăsește acea semnătură. Iată, cordul are o structură, o esență în forma lui care este o cruce. Septul interatrial se continuă cu septul interventricular, care aceasta ar fi linia verticală, brațul vertical, iar pe linia orizontală cele două septuri atrioventriculare, dreaptă și stângă, constituie crucea. Oare o fi întâmplător? Oare o fi întâmplător faptul că în tradiția noastră ortodoxă, în zona isihastă, rugăciunea inimii era ultimul și cel mai desăvârșit mod de a te ruga la care puteai un muritor să se gândească? Am să mai dau niște exemple. Eritrocitul. Eritrocitul este un disc biconcav. Un disc biconcav. Așa. Deci are așa, în loc să fie o sferă, în cei doi poli ai sferei e ușor turtit. Diametrul maxim este undeva 2 și un pic micron. Deci în zona unde n-a început încă turtirea. Acolo unde este turtit eritrocitul, diametrul este în jur de un micron. Diametrul, adică grosimea lui, nu? Da, da, da. Și dacă încercăm să măsurăm diametrul mediu, nu putem face decât suma diametrului mare cu diametrul mic împărțit la 2. Adică 2 și un pic plus 1 supra 2.
dar 2 și un pic diametru maxim este radical din 5. Și dintr-o dată vedem că diametrul mediu al eritrocitului înseamnă radical din 5 plus 1 supra 2, mărul fi. Este, nu este vorba de diametrul maxim, ci de o medie pe zona turtită a eritrocitului. Deci, un număr, numărul măsură, numărul fi, numărul de aur, numărul despre care s-au scris tomuri, care a stat la baza unei întregi filozofii. Să ne mai ducem, să mai vedem un alt fenomen și spuneți dumneavoastră cu ce seamănă. Oxigenul, gazul din aer care intră în plămânii noștri și apoi este preluat de sânge, în momentul în care se află în aer, e nemărginit, este liber, este în comuniune cu radiația, cu lumina universală, cu radiația electromagnetică. Nu este constrâns în niciun fel. Oxigenul intră în căile respiratorii, în nas, în gură, intră apoi în trahee și este constrâns să se deplaseze prin niște conducte din ce în ce mai mici și mai întunecoase. Bronhii, bronhiole, generații, 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 până când oxigenul va fi printr-un mecanism pe care noi nu-l știm nici la ora actuală cum trebuie, va fi preluat de eritrocite, ajunge în sânge. Oxigenul, care din libertatea absolută și din potențialitate absolută acceptă să se constrângă, să se constrângă, să se constrângă în întuneric din ce în ce mai profund, ajunge să fie preluat pe eritrocit, pe hem. Hemul este o structură, un tetrapirol. Are 4 lanțuri de aminoacizi dispuse la 90 de grade. Formează o cruce. În centrul hemului este fier, iar oxigenul va fi țintuit pe fier, în crucea constituită de nucleul tetrapirolic. Oare seamănă cu ceva? Nu știu, sunt niște... Eu nu vreau să induc nimic, dar... Mă întreb dacă și un necreștin, întrucât crucea este specificul nostru, este simbolul creștinismului. Este un simbol universal. E un simbol universal. Dar este, cu atât mai mult decriptăm o mulțime de lucruri și un alt fenomen. În rinichii noștri, o parte din apă este eliminată împreună cu toxinele, cu compușii de care nu mai avem nevoie, sub formă de urină. Dar o mare parte din apă este reabsorbită. Corpul are nevoie de ea. Ați văzut ce minunății face apa și nici n-am spus decât foarte puțin din ceea ce face. Până să fie reabsorbită, se creează apa intră într-un sistem de tubi. Tubii renali. De mai multe feluri, formează anse, sunt, dacă îi luăm și punem toți nefronii, sunt structuri în spirală, nu mai discutăm, dar sunt așezate unele lângă altele. Numai că acești tubi renali sunt constituiți în piramide. Piramidele renale. Piramidele Malpighi și piramidele Ferrani, pentru cei care știu medicină. Apa intră în aceste piramide. O parte eliminată și o apă se întoarce în corp, nu oricum, ci după ce a trecut prin aceste piramide. Mulți ani, efectul de piramidă a fost
considerat tot pseudoștiință, ce e aia să plasez ceva undeva într-o piramidă, acolo unde se unesc două treimi superioare. Așa. Din înălțimea piramidei cu treimea inferioare. Ce e aia efect de piramidă? Nu are suport științific. Iată că în 2018 sau în 2019, o echipă de cercetători, cred că ruși, dar nu numai ruși, s-au dus și au înregistrat spectrul electromagnetic în diferite zone de la baza Marii Piramide din Egipt și au văzut că exact la unirea celor două treimi superioare cu treimea inferioară, spectrul înregistrat este de maximă intensitate. Sunt fotografii, este publicat pe net, nu sunt povești astea, oricine poate să acceseze. Deci empiric s-a dovedit a fi așa? S-a dovedit experimental empiric. Acum un an sau doi. Da, nu din calcule sau din ceva? Nu din calcule, ceea ce din calcule era considerat a fi efectul de piramidă și îmbrățișat de unii și negat de o mulțime de oameni de știință ca fiind fondat. Da. Iată că s-a demonstrat acum. Iar noi suntem înzestrați cu astfel de structuri piramidale, iar apa care se întoarce în corpul nostru după ce a fost curățată în rinichi este o apă înnobilată. Este o apă organizată cumva, încă nu știu cum, și prin trecerea prin aceste piramide. Grozav. Să fie lucrurile așa de dezlegate unele de celelalte? Eu nu cred. Putem să spunem foarte multe lucruri. Încă, dacă îmi dați voie și dacă mai pot să ne asculte cei care... Sunt sigură. Mă întorc la spirală. Celula cu interiorul ei este o lume. Mediul din afara celulei este o altă lume. Celula trebuie să răspundă la modificările din lumea de dincolo, din lumea din afară. Aceste modificări sunt de toate felurile. Ați spus din lumea de dincolo și m-am cutremurat. Nu, modificări din lumea de exterior. Dincolo. Am spus de dincolo doar așa ca să se trezească cineva. Se potrivește bine la ce vorbim aici. Da. Lumile sunt diferite. E nevoie de niște traductori. Așa. E o informație în afară. Celula nu întotdeauna o poate prelua, are nevoie de niște traductori. Acești traductori sunt receptorii de pe membranele celulare. Da. Ce sunt receptorii? Niște glicoproteine. Ce sunt glicoproteinele? În mare parte niște spirale. Nu-i de ajuns că sunt ele niște structuri spiralate. Foarte multe dintre aceste glicoproteine, dintre acești receptori, intră și ies de mai multe ori. Creează niște spirale la nivelul membranei. Deci spirala, la rândul ei, intră și iese, creează o altă spirală la o scară mai mare. Da. Prin această spirală pornește informația. Această spirală este zona de traducere a informației, traductorul. La exteriorul celulei, pe receptor, vine, nu știu, un ligand. Ligandul ăla nu poate să intre în celulă. Dar prin tot ce transmite, prin toate modificările, prin toate câmpurile, prin toate oscilațiile modificate din receptor, celula primește informația tradusă, așa cum are ea nevoie. Și va răspunde. Iată cum informația, de fapt, presupune transferul informațional presupune întotdeauna niște traductori foarte autorizați. Aș vrea să ne mai gândim la încă un fenomen. Celula
află pe receptorul X de pe membrană că acolo s-a fixat un agresor, să zicem. Sau o moleculă care îi transmite ceva. După ce a primit primele semnale, celula, receptorii aceia execută o modificare surprinzătoare, formează clusteri. Membrana celulară aduce mai mulți receptori de același fel unul lângă altul. Transmiterea de informație presupune formarea unor clusteri, unor aglomerări de receptori de același fel sau apropiați. În electronică, electroniștii știu că, că dispozitivele care stochează informație sunt de tip cluster. Hai să ne gândim, să schimbăm octava, să ne gândim în alte vorbe. Ce interesant! Cum poți să transmiți informație? Unindu-te. Ce am spus că este informația biologică? Este modul prin care o structură vie, indiferent cine este ea, își menține integritatea. Se luptă împotriva distrugerii, împotriva entropiei. Creează o forță inversă, o energie inversă, o informație inversă, care este negentropia. Deci, numai pentru cei care au uitat până acum, entropia este o măsură, dă măsura dezordinii. Entropia înseamnă dezordine, și înseamnă distrugere, înseamnă pierderea identității. Negentropia este fenomenul opus. Iar informația în biologie, am spus în prima parte a întâlnirii noastre, este felul în care viul, indiferent cine ar fi el, o moleculă, o celulă, un țesut, încearcă să se opună destructurării. Așa. Se opune entropiei, se opune dezordinii. Iată că atunci când se transmite informație biologică, deci când se transmite orice care să se opună distrugerii, secretul este să apară clusterii, să apară unirea. Să apară unirea între structurile receptoare de același fel. Unul singur nu poate să facă nimic. Ce interesant. Deci dacă este o situație de criză, dacă există o situație amenințătoare, soluționarea nu stă în puterea unuia singur, ci în unirea forțelor. Wow! Ce lecție ne dau celulele. Da, celulele ne dau astfel de lecții. Celulele ne mai dau niște lecții care nu trebuie să fie repetate la nivel macro. În momentul în care o celulă nu mai poate să-și mențină informația, nu mai poate să-și mențină structura, integritatea, funcționalitatea, celula aceea intră într-un program de autodistrugere, care este apoptoza. În momentul în care acea celulă a declanșat programul apoptotic, se întâmplă un fenomen extraordinar de special. Celula care este pe moarte începe să emită biofotoni. Biofotoni slabi. Lăsați-ne pe acest cuvânt extraordinar, o mică pauză publicitară, am și uitat, și să reluăm de la biofotoni. Ce frumos! Pauză publicitară! Fiecare răsuflare
bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o! Uite la ea! Grația o are de la tata! Unde s-a dus? A, uite-o! Spontană ca mama! Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata! Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles! Doamne, copiii sunt fantastici! Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți! Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună! De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună! Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună! Ready? Vodafone! Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare. Nu fii simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Dragi iubitori ai folclorului, Studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254 111 940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Am revenit. Iată, și la nivel celular, ca și la nivelul nostru al indivizilor, viața în integralitatea ei cuprinde și moartea. Așadar, era vorba despre celule care atunci când mor emit biofotoni înainte de a muri. Înainte de a muri, sigur. Celulele emit biofotoni în permanență. Așa. Numai că emisia aceasta de câmp electromagnetic, pentru că biofotonul este cuanta câmpului electromagnetic, pentru un țesut sănătos este foarte redusă. Sunt câțiva biofotoni pe centimetru pătrat de țesut și pe secundă, foarte puțin. În momentul în care celula nu se mai poate adapta, nu se mai regăsește în mediul în care trăiește, nu-și mai poate menține homeostazia, sănătatea, integritatea, ea intră în acest program suicidal, deși nu este corect, este un program de autoeliminare din țesutul respectiv, numit apoptoză. Ei, în apoptoză se declanșează niște cascade de semnalizare, niște fenomene enzimatice care sunt însoțite de creșterea emisiei de biofotoni. Putem interpreta această emisie de biofotoni în diverse octave. Științific, există enzime care oscilează permanent între două stări, între o stare bazală și o stare excitată. Când se coboară din starea excitată energetic în starea bazală, fiecare structură emite foton, câmp electromagnetic. Au încercat să găsească o explicație și iată, într-o altă octavă, acest fenomen a fost decodat în felul că prin această emisie de câmp electromagnetic, de fapt se emite celălalt câmp despre care spuneam mai devreme, câmpul de torsiune, câmpul informațional, prin care celula informează celulele din jur, țesutul, întregul organism, că acolo o să apară un gol care trebuie înlocuit și că trebuie să fie înlocuită de o altă celulă pentru a se menține funcționalitatea. Într-o altă octavă, oameni de știință avangardiști la nivelul anilor 80, este vorba de Sheldrake, Rupert Sheldrake. Da, au susținut că această emisie de biofotoni de fapt este un semnal informațional pe care țesutul aflat în dificultate îl transmite către câmpul morfogenetic asociat, care câmp morfogenetic trebuie să răspundă, să transmită înapoi către țesut informație structurantă. Lucrurile au stârnit această interpretare în această octavă, a stârnit o furtună teribilă în lumea științifică. Această lume s-a împărțit imediat în două, unii care erau de acord cu Sheldrake, alții care nu. Și a pierdut catedra universitară la Cambridge? Sigur. Și la momentul anilor 2019-2020, putem spune doar că au ajuns să admită câmpuri morfice, dar câmpuri morfice emise de fapt de câmpurile electrice, electrostatice ale celulei. Deci nu consideră că sunt niște câmpuri structurante din afară, care ne vin de undeva, de la acea structură creatoare, de minte. La minte, de la arhitect, de la Dumnezeu. Fiecare să-i spună așa cum crede că e mai complet. Eu zic Dumnezeu. Deci s-a ajuns doar la un nivel mediocru de acceptare a acestor câmpuri pentru că atâta este posibil tehnologic.
la momentul nu de tehnologic, față. Ci ideologic, dogmatic. Tehnologic, pentru că atât au putut să obțină dogmatic. E clar că trăim într-o dogmă. Și că se fac eforturi să se pună batista pe țambal când se descoperă lucruri noi. Eu vreau să spun altceva acum. Un ficat, ficatul este țesutul care se restructurează cu mare ușurință. Este suficient ca în urma unui procedeu chirurgical de urgență să se îndepărteze până la 65-70% din ficat, cu condiția ca ficatul rămas să fie integru. Și ficatul se regenerează, respectând același model, aceeași arhitectonică, aceeași geometrie repetitivă, fractalică, sacră, spuneți-i cum doriți. Dacă ficatul este bolnav, cum se întâmplă într-o ciroză, el nu mai poate să se regenereze pe structura normală. El regenerează, dar regenerează într-un mod perturbat. Nu mai formează țesutul hexagonal, cu simetrie hexagonală, ci formează micronodul, macronodul. Este cumva ca și cum ficatul nu mai are legătură cu câmpul structurant sau are o legătură perturbată. Noi nu știm să zicem mai mult decât atât. Putem, citind și citind, să ne gândim la, să facem niște analogii. Dar, deocamdată, științific nu putem spune mai mult. Da. Această emisie de lumină, această emisie de biofotoni a fost intuită, nu, a fost pusă în evidență de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. De cine? De ruși? De ruși. Gurvici. Gurvici, da. Sigur că a fost aruncat la coșul istoriei științei până prin anii 40-50, când fica lui, Ana Gurvici, împreună cu un alt colectiv de cercetători, au reluat această radiație mitogenetică și până când în anii 70 geniul științei germane și mondiale, Fritz Albert Popp, da, a pus în evidență acești biofotoni cu fotomultiplicatorul. Emitem lumină. Nu vă imaginați că emitem lumina unui bec, nici gând de lumina unui astru. Dacă emitem sau nu lumina lui Dumnezeu, aia vine numai din ceea ce gândim și ceea ce facem. Deci nici despre acea lumină nu este vorba. E vorba de o lumină biologică care transferă informație. Informație biologică, nu semantică și nu IT. Lucrurile pot să fie continuate mult, da, în zona aceasta. Apa emite biofotoni. Orice moleculă. Uite, ne putem juca din nou cu un bazm. Toate structurile noastre, de la particulele subatomice până la molecule, fac tranziții în permanență, tranziții între o stare energetică bazală și o stare excitată. Aceste tranziții presupun, pe de o parte, realizarea funcției structurii respective, pe de altă parte, tranzițiile presupun comunicarea cu câmpuri, cu diverse câmpuri din interiorul corpului sau din afară, prin aceste tranziții. Hai să ne aducem aminte cum făt frumos, când are nevoie să depășească o nouă încercare, se dă de 3 ori peste cap și se transformă. Sau nu numai făt frumos, orice personaj. Chiar și vrăjitoarea. Chiar și vrăjitoarea fac tranziții, se dau de 3 ori peste cap și devin altceva.
ne putem juca, sunt analogii. Cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, de fapt, câteva aspecte sintetice. Că suntem structuri înzestrate cu o inteligență funcțională excepțională, că noi încă nu înțelegem această inteligență. Cu cât adâncim înțelegerea și încercăm să analogizăm cu ceea ce este natură în afară, găsim semnătura. O întâlnim, este aceeași semnătură. Niște structuri care sunt atât de minunat clădite, nu sunt clădite așa întâmplător. Au toată potențialitatea în a-și atinge maximul, limita maximă în care au fost structurate, în care au fost clădite, pot să devină Dumnezei. Și sunt îndemnate în Scriptură să fiți Dumnezei prin ceea ce faceți, prin ceea ce gândiți. Fiți dar voi desăvârșiți cum Tatăl vostru desăvârșit este. Da, desăvârșit este. Frica distruge toate mecanismele de apărare imunologică. Frica declanșează descărcarea în interiorul organismului nostru a hormonilor de stres, a cortizolului. Oricine este înfricoșat este întotdeauna în stare de fugă, mai rar de luptă. Această stare de fugă sau de luptă este generată prin descărcarea de hormon de stres, dintre care cortizolul este cel mai important. Acest hormon este și un antiinflamator, este și un modulator, dacă nu chiar un inhibitor al răspunsurilor imune. Nu este cazul să fim înfricoșați când suntem înzestrați cu asemenea mecanisme minunate de apărare și de funcționare. Acesta ar fi unul dintre mesajele sintetice pe care aș vrea să le adresez celor care ne ascultă. Să nu fie înfricoșați. Să nu fie înfricoșați, mai ales când sunt depozitarii unor asemenea modalități de a trăi, de a funcționa. Un alt mesaj pe care aș vrea să îl trimit, să-l transmit, este să citească, să cunoască, să abordeze zone care nu sunt neapărat legate de disciplina în care evoluează. Interdisciplinaritatea dezvoltă spiritul. Spiritul dezvoltă mintea, mintea accelerează funcționalitatea interumană și intraumană. Ce frumos! Da, mai aveți un cuvânt de încheiere pentru ultimul minut? Cuvântul meu de încheiere... spirala aceasta despre care am tot pomenit astăzi poate să amplifice evenimentele în ambele sensuri, să și ascendent și descendent, să încercăm să funcționăm ca niște spirale care reușesc să concentreze energie, să concentreze spiritualitate și sigur vor concentra și sănătate. A fost o emisiune extraordinară, vă mulțumim. Mâine în Statele Unite au loc alegeri. Cine ar fi crezut că sunt atât de importante alegerile din Statele Unite până și pentru o țărișoară ca a noastră, dar iată că suntem un sat global și sperăm ca binele să învingă și nu răul.
Ceea ce ne-ați povestit este clar o trimitere, oricât de științific ați vorbit, era clar că transpare luminosul, transpare transcendentul în spatele cuvintelor dumneavoastră raționale, pentru că toate sunt îmbinate așa. Iar eu nu m-am putut împiedica să nu fac o similitudine în mintea mea cu dispariția sau plecarea dintre noi a celor dragi, dar în calitatea lor de spirite, ei încă mai emit biofotoni foarte slabi, așa cum spuneați, motiv pentru care se pregătesc aparate. În fine, deci avem tot felul de planuri despre care vorbim, am presărat aici evenimentul de mâine, că doream să nu uităm că poate și noi ne concentrăm și ne rugăm să învingă binele și nu răul, să învingă omenia și nu sfidarea omeniei. Și poate că ne vom îmblânzi inimile, poate că ne vom readuce în contact cu sacrul. Pentru mine semnul cel mai bun este cel pe care îl primesc de la studenți. În momentul în care încep să extind explicația fenomenelor către zona de câmp, către zona de cuantă, către zona de coerență, de entanglement, da, de tunneling cuantic, sunt extraordinar de interesați și învață cu o bucurie, este altceva, învață mecanic. Cu o mare bucurie. Sigur că fenomenele celelalte trebuie știute dumnezeiește, cele clasice, până la nivel molecular, da. Dar pentru mine semnul cel mai bun pentru dumneavoastră este momentul acesta, iar pentru mine este bucuria cu care învață studenții astfel de informații. Excelent! Vă mulțumesc din tot sufletul, a fost o plăcere și o onoare. Nu îndrăznesc să vă întreb dacă veți mai avea vreodată timp pentru noi, dar dacă ar fi să vă prisosească timpul, vă așteptăm cu mare dragoste și vă sorbim fiecare cuvânt, vă oricând mulțumesc. Aici la noi. Noi vă mulțumim din tot sufletul. Să fiți sănătoși! Noapte bună, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! Să ținem pumnii mâine!